Mickey Mouse, Mickey! Este un spectacol pentru copii în Berlad. Aici mergem și noi, grăbița. Astea sunt biletele de intrare la spectacol. Deja se aglomerează. Încet, încet se adună lumea. Dragi părinți, dragi bunici, în primul și în primul rând, bună seara! Ce? Încet puțin mai tare, nu? Bună seara! Așa îmi place, copii, ați fost cuminți? Mai cuminți ca data trecută? Eu nu vă cred, ia! Să ridicem mânuța sus să văd eu toți acei copii care nu au fost cuminți. Iarăși v-am plâns. Ia să văd, dragi părinți, au fost cuminți copii? Ce copii cuminți avem în Bărlat, ca de obicei, ca de fiecare dată. Dragi copii, au fost cuminți părinții? Nu! Vedeți, dragi părinți, pentru că ați fost cuminți copiii, v-au dus la spectacol. Bine, înainte de toate, așa cum e frumos, dragilor, am vrea să mulțumim în primul rând primăriei orașului Bărlat, să mulțumim conducerea acestui local și nu în ultimul rând, dragi copii, părinților, bunicilor, pentru că fără efortul lor, noi astăzi nu am fi fost aici, nu-i așa? Așa că să-i aplaudăm, ne mulțumim, ne aplaudăm! Foarte bine, foarte bine! Bine, copii, în minutele ce urmează, vă invităm să călătoriți împreună cu noi în lumea minunată a desenelor animate. Vouă vă plac desenele animate? Vă plac desenele animate? Eu nu cred. Ia, să ne ducem mânuța sus să văd eu toți acei părinți care le plac desenele animate. Mai mult ca celor mici. Chiar dacă nu vă plac atât de mult, dragi părinți, vă invităm ca în minutele ce urmează, împreună cu micuții voștri, să deconectați așa problemele de acasă și împreună să petrecem câteva clipe de neuitat. Ei bine, sunteți gata? Nu vă aud, dragilor, sunteți gata? Acum! Ei bine, haideți să începem călătoria noastră primind aici pe scenă un personaj, copii. Este vorba de un șoricel. Are urechiușile mari, mari, mari. Vine tocmai, tocmai de la Paris și îl cheamă Mickey Mouse. Vreți să-l cunoașteți pe Mickey? Ia, haideți să-l strigăm împreună. Mickey! Mai tare, mai tare! Mickey! Mickey Mouse, n-am venit singur, nu-i așa? Avem de însoțire prietena sa cea mai bună, copii. Cum o cheamă? Minnie. Ia, haideți să o strigăm împreună. Minnie. Mickey Mouse, Minnie!
Pe va bine venit, pe va foarte bine, bravo, ce surpriză, bravo. Bine copii, Michi și prietenii săi mi-au spus atenție, imur să înceapă această călătorie în lumea desenelor prin a dansa o melodie împreună cu voi. Nu-i așa, Michi? Copii mei, vreți să dansați cu ei? Uite, Michi, am o idee. Cum ți se pare ție dacă toți copiii care vor și care pot acum se ridică în picioare? Ce zici? Copia, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, fiecare la locul lui, dar în picioare, bravo, și cei din spate, foarte bine. Noi acum o să punem puțină muzică, iar voi, dragilor, atenție, trebuie să faceți ceea ce Michi, Mini și Peppa vor face, da? Ce fac ei, faceți și voi, bine? Bravo! Sunteți gata? Sunteți gata? Muzica, energia! Acum, Rona, ce este o săritură mortală? În centru și sus. Și sus. Sus. Rona, deschide-l. A, deschide. Picioarele, nu scaunul deschide, scaunul. A, scaunul se deschide. Se deschide. Chiar se deschide. Continuăm atunci, dragilor. Haideți să continuăm călătoria noastră în lumea desenelor, dacă tot suntem la capitolul acesta, și o să vină aici pe scenă un personaj. O să vină aici pe scenă un... Ce ne-ați drăba? Stop. Bine venit în sănătății, face cu mânuța, bine venit Spider-Man. Foarte bine. Bine, Spider-Man nu a venit singur, nu-i așa? A venit însoțit de un personaj care vine tocmai de pe fundul mării. Pentru Scooby! Ui, ai Scooby, vin aici!
baronașul, da, te rog frumos, și te urci pe scaun. Da, fuga, fuga, a, acolo, bravo, foarte bine. Bravo, scumpi. Balonul sus. Scumpi, balonul sus. Așa nu, Scooby, invers. Scooby, nu tu invers, balonul invers. Scooby, întoarce-te. Cum să-ți explic ca să mă înțelegi? Uite, ține balonul de aici, de sub papă. De codiță, de codiță. Așa. Eu acum am să număr cu toți copii. Cu toți copiii. Până la 5 pași, copii. Numărăm împreună? 1, 2, 3, 4. Scumpi. Alt balon, repede. Ce nu stă bani? Sus pe scăune. Alt balon. Eu ți-l aduc. Mai bine, eu ți-l aduc. Alt balon. Ia-l, prinde, vină-n coașe. Scooby, încet, te rog, încetișor. Alt balon. Bum! Curajosule, ce chiere curajos, Scooby. Poftim, sus pe scaun, curajosule. Scooby, curajosul, nu vrea să potrivești. Ce e? Trebuia să mă sperii. Nu m-am speriat. Am balon. Fără să-l spargi, Scooby. Dacă îl spargi, îl plătești. Cum că nu? Nu, doamna, tu îl plătești. Copii, 5 pași. Cu toții. 1, 2, 3, 4, 5. Mă întorc. Scooby, ce s-a întâmplat cu balonul? Am balon, repede, te rog, nu avem timp. Fuga, îmi ieși și sus, pescă un pe. L-a salvat totuși. Haideți să-l aplaudăm, îl aplaudăm. Foarte bine, scurie. Hai, ridică-te, te rog, și te urci, pescă un pe. Ultimul. Nu mai sunt baloane. Fără să-l spargi. Ultimul. Copii, 5 pași. 1, 2, 3, 4, 5. Mă întorc. Nu te mișca. Nu te mișca. Eu spun ție. Scooby, așa nu pot să lucrez. Nu se poate. Scooby, ia uite, un Scooby Snacks. Scooby, ce se întâmplă? Ție este frică? De ce ți-e frică și ție? A de pistol, aceeași poveste. Copii, voi știți ceea ce eu încerc să fac, nu-i așa? Am explicat mai devreme. Uite, Scooby, de o tragere la țintă, fără probleme, vreau să sparg acest balon. Atât, da, acest balon. Stai puțin, Scooby. După atâți ani de antrenament, acest balon, eu nu pot să-l sparg. De ce? Așa? Vino! Scooby! Mulțumim frumos, dragi copii! Dragi părinți, m-a plăcut! Așa cum spuneam și mai devreme și nu ne-a făcut o mare plăcere să fim astăzi aici cu voi, cu dumneavoastră, s-a fost un public extraordinar. Din păcate, încet, încet, am ajuns și la final, dar nu vrem să ne despărțim, ne așa, Scooby! Fără înainte, dragi părinți, să vă mulțumim încă o dată pentru efortul care l-ați făcut și încrederea care ne-ați acordat și să dăți copiii să ne vadă. Și nu vă spunem adio, ci pe curând. Mulțumim frumos, bărbați, o seară în toată lăsată. La revedere! Pa, pa, Scooby, pa, pa, mini, pa, pa, SpongeBob, mulțumim! La revedere! Gata! S-a plăcut? Atenție, pentru toți acei încă dumneavoastră care doresc cu amintire, SpongeBob și Minnie vor rămâne aici pe scenă. Ne facem acest tip de fotografii, mărimea 10 pe 15 color, care vedește în aproximativ 5 minute chiar în fața scenei.
Toți cei interesați sunt așteptați în partea dreaptă a scenei. Atenție, vă rog, în partea dreaptă a scenei. Hai să urcăm și noi puțin pe scenă. Cam atât de la Teatrul de Păpuși. Hai să mai mâncăm și o prăjiturică de la Berlin. Găbița papă înghețată. Cum i-ți-a plăcut la spectacol? La Păpuși? A fost mult mai frumos decât în Austria, nu?